Îndrăgitul artist Smiley va ajunge la Târgu Jiu. Interpretul va susține un concert în centrul orașului cu ocazia manifestărilor dedicate zilelor municipiului Târgu Jiu. A fost alegerea elevilor din oraș, iar autoritățile au pregătit pentru ei un bal al bobocilor. Vom avea balul bobocilor liceelor din Târgu Jiu. Eveniment pe care nu l-am mai putut organiza nici noi, din păcate nici măcar liceele individual n-am mai putut organiza un astfel de bal. Am avut o discuție cu directorii unităților de învățământ și le-am solicitat ca într-o perioadă imediat următoare să fac o preselecție la nivelul fiecărei unități de învățământ și să avem un bal al bobocilor cu prezența tuturor reprezentanților de la toate unitățile de învățământ de pe raza municipiului Târgu Jiu. Marți vom avea un bal al bobocilor care se va termina cu un concert Smiley. Asta a fost, până la urmă, solicitarea venită de la tinerii din Târgu Jiu, de la tinerii liceeni din Târgu Jiu, și le-am îndeplinit această dorință. În perioada 15-22 mai, la Târgu Jiu se vor desfășura zilele municipiului. Miercuri vom avea un spectacol de muzică populară cu orchestra Valahia, o orchestră foarte bine apreciată la nivel național pe muzică populară. Este, din punctul meu de vedere, una dintre cele mai reprezentative orchestre pe care le mai are în momentul acesta muzica populară din România. Și vom face în așa fel încât în acel program de 2 ore pe care orchestra Valahia îl va prezenta la Târgu Jiu să aducem cât mai mulți iubitori de muzică populară. Deci vom avea 2 concerte, unul de muzică populară, unul de muzică ușoară, odată cu balul bobocilor din Târgu Jiu. Autoritățile au gândit mai multe evenimente care să marcheze sărbătoarea. În ultima seară a evenimentului va avea loc un spectacol pe insuliță și un foc de artificii.